dimineața, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici din studioul Prodocens și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. În seara aceasta continuăm seria noastră de emisiuni, să spunem, speciale împreună cu invitata noastră din Austria, și anume doamna dr. Ioana Istrătoaie, un prieten și un specialist în domeniul psihiatriei și al psihoterapiei. Mulțumim pentru prezența, așa că, doamna dr. Ioana, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Iată-ne că suntem din nou în fața unei noi emisiuni, la începutul unei noi ediții, în care continuăm seria noastră de emisiuni pe care ne-am propus-o la începutul anului. Astăzi aș dori să discutăm despre anxietate și am numit eu anxietatea cauze, efecte, remedii. Și până ne vom vedea, să spunem, față în față în studioul Prodocens Media, vom continua să facem aceste emisiuni de la distanță. Pentru mine ar fi o bucurie să ne vedem aici în studioul și să fim aproape unii de alții. De asemenea, vreau să-i anunț pe telespectatorii noștri că pregătim o emisiune împreună și cu domnul doctor Bogdan, da? Bogdan Istrătoaie, soțul doamnei doctor, o emisiune în trei, va veni și vremea aceea. Dar până atunci, haide, Ioana, să ne apropiem de subiectul acesta, care este un subiect foarte cunoscut. Se tot aude în limbajul nostru despre anxietate, despre ceva care mulți nu știu nici să definească ce înseamnă. Poate un cuvânt mai de curând intrat în vocabularul nostru. Și chiar aș vrea să începem așa, să vedem cum îl definiți voi medicii, cum îl definești tu și ce ar trebui să știm despre la început așa. Da, este un subiect, cum ai spus, destul de discutat și oamenii cred că încă nu s-au lămurit exact ce e anxietatea, ce e frica, cum gestionezi aceste emoții puternice și, na, până la urmă, când trebuie să îmi pun întrebarea că am o problemă. Cred că și asta pe foarte mulți îi preocupă. Și legat de definiție, ca să înțeleagă toată lumea cum gândește un medic psihiatru când vede și când vrea să diagnosticeze o anxietate, ea se definește ca o stare emoțională pronunțată care e manifestată printr-o neliniște, cu sau fără palpitații, cu transpirație, cu nervozitate, cu agitație, cu îngrijorare excesivă, cu oboseală, cu concentrare scăzută, tensiune musculară, mai ales în partea aici de gât, cap și tulburări de somn. Ce mai apare în plus sunt, la foarte mulți oameni apare și acest atac de panică, care noi îl definim separat pentru că nu e neapărat legat de anxietate. Uneori apare un atac de panică și fără să fie înainte această stare de anxietate. Atacul de panică durează între 5 și 30 de minute. Însoțit de obicei de palpitații, de un puls crescut, de transpirații, de tremor, de senzația de lipsă de aer. Deci sunt foarte multe simptome în corp care persoana respectivă le simte. Un disconfort în zona toracică sau abdominală, adică are senzația că inima va exploda sau plămânii explodează și că nu mai pot trage aer în piept sau că nu mai pot scoate aerul din piept. Apoi abdominal, adică în sensul că la mulți se însoțește cu diaree sau cu crampe sau senzații de, au foarte mulți descriu asta, amorțeală, înțepături în degete de la picioare, în degetele de la mâini, greață și se însoțește și foarte des cu teama asta, că asta îi definește pe cei mai mulți și aduce la un control la medic, oricare medic, nu neapărat psihiatru, se duc pentru că simt că pierd controlul asupra corpului lor, au teama asta că o să nebunească
și au senzația de moarte iminentă, adică că pur și simplu acum o să facă un infarct, o să facă un accident vascular cerebral sau se gândesc la o tumoră și îi apucă, adică asta este în acel moment și îi apucă atunci o teamă din care nu mai iese. Este un cerc vicios, din păcate, asta este ceea ce se întâmplă foarte des în anxietate și în atacurile de panică care le însoțesc. Apare acest cerc vicios, pentru că intrăm în niște gânduri și nu mai ieșim din ele. Și mai apar la unii oameni, da, valuri de frică, căldură, stare de leșin, la femei mai ales. Dar e interesant, ce e foarte interesant, că nu-i totdeauna însoțit de senzația de teamă. Deci nu apare, mai ales bărbații, chiar când făceam gărzi la Floreasca, la București, acolo la UPU, am avut cazuri de bărbați care aveau atacuri de panică, dar fără să-și dea seama că sunt atacuri de panică, pentru că lipsea senzația asta de teamă. Da, și... Ioana, înainte de a continua, vreau să ne oprim puțin la senzația aceasta de Da. teamă. Mă gândeam, pentru că sunt legate, deci tu le legi, deși se poate întâmpla să ai o stare de anxietate fără să-ți fie teamă, e un avantaj, consider eu. Totuși, hai să vorbim puțin despre teamă, pentru că e o chestie care amplifică și bănuiesc că complică lucrurile, da? Cel puțin din punct de vedere al Da. pacientului. Lucrurile. Acum, din punct de vedere medical sau tu ca psihiatru, cum vezi teama aceasta care vine? E o chestie normală, e o chestie naturală. Cred că fiecare dintre noi, de exemplu, mie mi-e teamă de câini. Îți dau un exemplu. În general. Da. Da? Mie e teamă, de exemplu, de cutremure. Eu am Da? atacuri de panică, chiar am trăit la cutremure. De ceva, e foarte interesant că pot să mă analizez și eu pe mine, să mă dau ca exemplu și să-ți spun ca să nu te analizezi pe tine și să zic de ce, unde a pornit totul și cum s-a agravat la mine. Pentru că e interesant, cineva care nu a trăit în zonă seismică nu va avea o teamă de cutremure, nu? Este o chestie și culturală, are loc, deci declanșarea este una reală, adică am avut experiența unui cutremur în București și am trăit senzația că pierd controlul asupra situației, că nu mai simt podeaua sub picioare și mai ales ce a fost interesant că deci da, este senzația aia de nesiguranță pe care toți o trăim în timpul cutremurului și este neplăcută. Dar ce era la mine era gândul că o să se dărâme clădirea și eu rămân sub clădire în viață. Și asta se datora unor povești a bunicului meu care a povestit din 77, niște lucruri când eram mică și eram copil și nu am putut gestiona emoțiile atunci atât de bine. Și atunci la mine s-a instaurat o frică excesivă față de cutremure pentru că poveștile lui toate au fost înconjurate și așa, tema principală era oameni care au fost găsiți sub dărâmături. Și atunci eu ca și copil am preluat această frică fără să-mi dau seama că este ceva nociv și că se întâmplă atât de rar și că, mă rog, lucrurile care sunt raționale, explicațiile raționale, practic. Și atunci teama mea este una reală, dar este statistic atât de improbabilă, pentru că majoritatea, dacă e să fie un cutremur, până la urmă, majoritatea mor sub dărâmături, nu rămân în viață. Adică sunt puține cazuri în care stau acolo și așteaptă ajutorul, ca să zic așa. Și apropo, cum ziceai, știi, de teama asta, cum o definim? Până la urmă, teama este un sentiment, da? Este o trăire normală, care ne-a ajutat până acum ca omenire, ca oameni să supraviețuim. Pentru că dacă n-am avea teamă, cred că am murit toți odată la câteva minute, ar muri încă cineva. Foarte Dar frumos, dacă... foarte frumos. Deci, poate cea mai frumoasă definiție pe care am întâlnit-o până acum, îți mulțumesc. Deci este ceea ce este un sentiment absolut natural, o stare naturală, care ne ajută să rezistăm, să trăim din zi în zi. Da. Și ne-a creat Dumnezeu așa. Creierul nostru are cu centre specializate pe teamă.
și amigdala e una dintre ele, un centru și cu hipotalamusul, în creierul nostru și astea se activează și este normal pentru că altfel dacă nu am avea teamă, pot să povestească soțul meu povești. Deci are demențe, un tratament, se numesc demență de cortex prefrontal, aici în spatele frunții e foarte puțină substanță de creier. Și ăștia nu au, deci sunt dezinhibați complet. A avut un pacient care făcea întreceri el cu sine însuși ca să treacă să prindă câte 8 semafoare roșii, una după alta. Deci asta ar însemna să nu ai teamă, să faci niște lucruri care îți pun viața ta în pericol și a celorlalți. Deci teama Dumnezeu a lăsat-o ca mod și ca mijloc de a ne păzi, de a lua decizii înțelepte, de a gândi înainte o decizie ca să nu te pui într-o situație în care îți periclitează sănătatea, viața și așa mai departe și nici pe cei din jur. Deci, în sine nu este ceva rău. Tot ce devine patologic, adică tot ce începem noi să diagnosticăm, sunt totdeauna lucrurile care sunt în exces, lucrurile care depășesc o anumită în anumit prag, adică pragul este la noi, noi așa decidem când persoana respectivă nu mai este funcțională în viața de zi cu zi. Foarte interesant, Deci, foarte, ne dăm foarte. seama. Da, e important să știm lucrul acesta. De asta am vrut să știu foarte, foarte, foarte bine cum definiți voi teama, pentru că se întâlnește în patologia aceasta a anxietății și vrem să știm cum, până atunci când vom vorbi despre remedii și despre efecte pe care, într-adevăr, le vedem asupra noastră și a celor din jur, este ce ca să le putem înțelege mai bine. Ioana, hai să vedem câteva dintre poate cele mai cunoscute efecte. Pentru că, fii atent, aici, deci, până la urmă, teama e o chestie naturală care poate însoți o stare de neliniște, de anxietate. Și sunt multe stări de anxietate și trecem cu siguranță fiecare dintre noi prin ele, printre stări care trec uneori de la sine, da? Și probabil datorită experienței în viață și datorită, să spunem, celor din jur. Sunt multe contexte care influențează. Cred că contextele sunt foarte și vreau Absolut. așa că fii liberă să intervii. Totuși mă gândesc, care e bariera aia atunci când dintr-o neliniște de asta normală sau îngrijorare sau, da? Trecem bariera aia altă în care devine patologic și într-adevăr e nevoie de intervenția voastră, a medicilor. Exact, asta cred că mulți își pun întrebarea. Până la urmă, când mă duc la medic, că dacă ai, adică statistic vorbind, 25% e momentan statistica din populația lumii are cândva o tulburare anxioasă sau dezvoltă momente, adică trăiește aceste momente de anxietate sau atacuri de panică. Deci e ceva destul de comun, dar nu a se ajunge neapărat la tratament, pentru că nu necesită orice atac de panică sau orice stare de anxietate și un tratament sau o prezentare la un specialist. Ceea ce noi vrem să tratăm și e necesar să primească o terapie, noi aceste lucruri le definim în diagnostice. Bine, acum și diagnosticele astea au fost stabilite de către un comitet pe bază de niște studii cândva. Nu sunt. Deci, știu că mulți zic că e Biblia psihiatrilor, asta, manualul de diagnostic, dar nici noi între noi nu suntem, ne-am pus de acord că nu suntem de acord cu toate diagnosticele pentru că e o tendință excesivă de a pune un diagnostic și de a face ceva patologic ce nu e neapărat patologic, adică ceva ce nu e neapărat rău, să numești rău printr-un diagnostic. Și asta, mă rog, o să putem discuta și în alte emisiuni, pentru că nu poți să spui unui păcat un diagnostic, să numești diagnosticul ceva ce este un păcat sau un comportament rău, cum e consumul de alcool excesiv. Adică, dar s-au ajuns la aceste probleme cu diagnostice pentru că e chestie totul politică și de asigurare medicală, că costurile trebuie preluate și din cauza asta. Dar sunt câteva diagnostice
care vreo patru așa din tulburările anxioase, care sunt mai frecvente și apar și ele necesită totuși un tratament. Când le întâlnim, de obicei, asta este ceea ce ne dorim, să primească un tratament, fie medicamentos, fie prin psihoterapie. Deci nu trebuie neapărat, când zic tratament, să iau o pastilă. Da, e tulburarea de anxietate generalizată, asta e cea mai comună, și ea este cu acele simptome pe care le-am menționat la început de anxietate, deci e definită prin ele, dar în plus este ideea că se numește generalizată pentru că e în toate aspectele vieții, e o anxietate. Deci nu este o frică, cum mai zis tu, de câini, la mine de câte ori. Frică de orice și de interacțiuni, de toate. Deci nu este ceva specific. Și apoi mai e tulburarea de panică, când persoanele respective au doar panică din când în când. Și celelalte două sunt de natură fobie, adică sunt cele mai frecvente dintre fobii. E agorafobia, care pe vremuri se numea, era teama de spații publice, acum se definește într-un mod mult mai larg, pentru că este teama de a fi singur în spații publice și închise și la magazin de a merge și e însoțită de izolare de obicei și de retragere. Și afectează 5% din populația lumii, deci este ceva destul de frecvent și chiar limitează omul în viața de zi cu zi, deci atunci este ceva patologic. Și apoi mai e și fobia socială. Se întâlnește, am întâlnit-o destul de des, oameni care pur și simplu au frică de oameni, dar la un modul excesiv și evită situații sociale, evită să meargă la evenimente, anulează, sunt persoane care anulează foarte des întâlnirile, cam așa încep să-ți dai seama de anumite comportamente de fobie. Și 30% din adulți vor avea cel puțin o dată în viață un atac de panică sau un atac de anxietate. Ce e îngrijorător e că 40% din cei care ajung să fie diagnosticați au fost verificați după 9 ani de la diagnostic și încă aveau simptome și nu arătau îmbunătățiri. Ceea ce înseamnă că foarte mulți rămân cu această anxietate, dar funcționează mai departe. Se numește high functioning anxiety în engleză, adică anxietate care funcționează la nivel înalt. Sunt oameni care merg la lucru, deci vezi că nu au dispărut din viața de zi cu zi, doar că se luptă în interior puternic cu această anxietate. Deci este ceva ce nu se vede. Ioana, dacă tot suntem aici la exemplificare, așa, îți arunc puțin o provocare. Probabil ai mai întâlnit-o sau ai studiat despre ea, dar de întâlnit sigur ai întâlnit-o și chiar la cei mai tineri în special, fobia aceasta sau starea aceasta de panică atunci când rămâi fără conexiune la telefon sau fără baterie la telefon. Da. Nu, e destul de frecventă, să știi. Când rămâi fără acces, să știi, ești într-o zonă în care nu poți folosi telefonul, și am văzut oameni, în general tineri, adolescenți, chiar mi-aduc aminte de o tabără în care exact nu era acoperire și era vorba de câteva zile, deci nu e o chestie de câteva ore, vorbim de câteva zile în care, da, practic ăsta era și scopul. Vreau să spun că era o terapie acolo și un studiu de caz amplu pe care l-am văzut cu ochii mei, cum se manifesta starea aceasta de lipsă, de conexiune. Poate avea câteodată, cum să spun, o agitație, deci erau agitați, se simțeau, oamenii erau neliniștiți, fără poftă de mâncare. Eu spun ce am văzut. Nu mai aveau chef de nimic, erau irascibili. O stare de asta de irascibilitate, vreau întotdeauna să plece cât mai repede. Deci, cum să spun, aș numi eu mult mai dură, zice, chiar o stare de sevraj, te rog să mă crezi. Păi exact, eu asta vreau să zic, nu este anxietatea de care îmi acum, este dependență.
Și De ce mai se rău? manifestă, deci da, un sevraj, exact cum ai zis, un sevraj poate avea stări de anxietate, că în momentul în care nu ai obiectul sau lucruri de care erai dependent și de care aveai nevoie, atunci experimentezi anxietate, dar nu este o tulburare de anxietate în sine, de sine stătătoare, este în cadrul unei dependențe. Pentru că poți întâlni anxietatea și în depresii, o să o întâlnești anxietate, dar atunci nu este tulburare anxioasă, adică nu e de sine stătătoare ca diagnostic, este o anxietate în cadrul depresiei sau anxietate în cazul schizofreniilor, pentru că și ei au în toată patologia asta de psihoză, au de multe ori temeri, au teama că sunt verificați, că sunt urmăriți, că sunt vă judecați de cei din jurul lor sau că cineva vrea să-i otrăvească. Deci asta este o anxietate, este o teamă ce trăiesc, dar nu are legătură cu realitatea, este decuplată de realitate. Asta e ce diferențiază de o anxietate în populația generală față de anxietatea din psihoze. Dar, de exemplu, și mulți oameni răi, deci, na, ca să zic așa, acum cine e în vogă și cel mai discutat e Putin. El sigur, 100% vă garantez că el trăiește cu anxietate, dar e în cadrul paranoiei lui, pentru că el știe că face ceva rău, adică asta e teoria mea, dar eu cred că mulți oameni din cei care fac rău știu că fac rău și au o conștiință. Și atunci el are stări de anxietate, pentru că eu știu asta noi am avut mulți pacienți din cercuri politice și nu numai, sau fost torționari din sistemul nazist și trăiesc foarte mulți cu anxietate. Este ceva foarte frecvent întâlnit la oameni care au și făcut destul de multe rele încât să le fie teamă acum că se întoarce împotriva lor acel rău. Da, asta. Da, cum să spun eu, e foarte interesant, e foarte interesant pentru că starea aceasta, am spus, apare fără să vrei și oricare dintre noi, deci nu pot să spunem că e atât de comună. Problema este da. când facem pasul acela de a ne duce la medic și a vedea ce trebuie făcut astfel încât să nu. Da, bă, există o progres, adică de la o anxietate de asta netratată sau netratată de medic, se poate ajunge la stări foarte grave, deci depresie, demență sau știu eu ce se poate, chestii în care chiar ai nevoie de medicație serioasă, nu? Da, nu vreau să rezum anxietatea numai că la oameni răi apare, sau că apare Nu, nu, și nu. la oameni buni. Da, nu, mă gândeam acum că să fac saltul la anxietatea care apare în contextul nostru, oamenilor de rând. Absolut. Că, da, exact, la noi, la oameni de rând, se poate croniciza, adică să devină o stare constantă de anxietate, când crește frecvența de atacuri de panică, când persoana respectivă, acum avea, înainte de a dezvolta anxietatea asta, era o persoană anxioasă sau dependentă, avea o tulburare de personalitate, sau ai un comportament evitant. Dacă are un comportament evitant, iară, e riscul foarte mare să devină tot mai acută situația, pentru că va evita locurile și zonele care creează disconfortul sau persoanele, și cu timpul lucrul ăsta va duce la ori depresie, cum ai spus, și izolare, sau pur și simplu te duce, în cel mai frecvente cazuri, te aduce la boli somatice. Adică începi să ai insomnie, ai coloni iritabil, ai dureri de tensiune musculară și începi să dezvolți tot felul de alte boli în corpul tău, pentru că anxietatea asta îți crește nivelul de hormon de stres. Și cu toții știm că stresul e rău dacă e lăsat necontrolat. Stresul limitat te ajută să rezolvi ceva, te ajută să ajungi la un scop, dar dacă începe să iasă de sub control, atunci stresul ăsta îți va declanșa cu siguranță boli în corp. 100%. Pentru că e vorba de tot
tot ciclul hormonal care ai dat peste cap. Și atunci o să faci o boală. Și na, apare și la oameni tot așa, cronicizarea asta, la oameni care țin în ei foarte mult și nu discută lucrurile. Pentru că e foarte sincer, este tulburarea anxioasă în sine, de sine stătoare, asta despre care vorbim, una dintre cele mai ușor tratabile. Deci noi nu avem pe secții internări din cauza de anxietate. Foarte, foarte rar, când sunt combinații de diagnostice, avem anxietăți. Tot ce înseamnă anxietate am reușit totdeauna și a fost și, așa a fost și politica spitalului, să rezolvăm ambulatoriu situațiile. Și așa chiar a mers cel mai bine, pentru că n-ai voie, nu e bine pentru un om să se izoleze și să se preocupe prea mult cu această stare de anxietate. Se face o terapie de obicei cognitiv-comportamentală, care e cu tehnici foarte bune și chiar merge foarte bine pe credința creștină, se potrivește și dacă faci această terapie sau citești cărți de autopsihologie pe tema despre atacuri de panică și anxietate, sunt foarte multe cărți de self-help, de autoajutor, da? De astea, de autocunoaștere din seria și psihologie practică, mai sunt și alte cărți și ajută foarte mult să înțelegi atacul de panică, să înțelegi ce se întâmplă în corpul tău și e explicat step by step, pas cu pas, ce se întâmplă, pentru că dacă înțelegi ce se întâmplă, nu mai ți-e atât de frică de acea stare. O înțelegi și atunci nu te mai ia atât de prin surprindere cum te-ar fi luat înainte și știi să o gestionezi la nivelul minții, adică să spui, a, ok, acum am un atac de panică, aha, am senzație de greață, am senzație și tu îți gândești stările prin care treci în mod rațional și atunci nu te decuplezi de la realitate, nu devine excesivă starea, adică nu te copleșești ea pe tine și nu preia ea controlul asupra ta. Pentru că o să vedem că asta e de fapt ce e mai rău, când preia controlul teama și această stare de anxietate, atunci pierzi contactul, da, cu ceea ce înseamnă realitatea, dar în sensul că nu mai poți controla stările tale și atunci, din punct de vedere spiritual, atunci poți să intervii, să zic acum puțin scurt ce te vreau rog să zic mai final, dar asta e, aici e problema, când tu pierzi controlul asupra stării tale. Dar în general, Domnul Iisus asta se așteaptă de la noi și își dorește ca noi să păstrăm controlul asupra emoțiilor noastre. El spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică emoția vine, dar problema e să nu o lași să iasă de sub control încât să ajungi într-o stare în care păcătuiești. La fel și cu anxietatea și cu teama. Știi? Da, la cauzele spirituale sunt multe discuții. Te rog, chiar sunt interesat și suntem interesați, pentru că zona aceasta spirituală influențează foarte mult și vreau să vorbim puțin și despre ea. Da, am sărit acum mai departe, că de obicei eu mai vorbesc și de cauzele biologice și psihosociale, dar le revin asupra lor după aia atunci. Da. Dar atunci, legat de cauzele spirituale, deci, tot așa, nu-mi place să zic ceva că este fix, exact cum zic eu. Eu enumăr ce am văzut în practica mea și ce am învățat de la alți psihiatri creștini și psihologi creștini și în felul ăsta și mai ales ce ne spune Biblia. Asta e iară un lucru cel mai important, de fapt. Că e interesant, am citit că în Noul Testament ar fi doi termeni sau două expresii prin care Domnul Iisus abordează tema asta a anxietății, în sensul că folosește doi termeni diferiți când e vorba de anxietate. Că într-un context, în Matei 8 și Marcu 4, el vorbește despre un cuvânt care înseamnă anxietate, dar deos, dar este tradus de fapt ca și fricos, în sensul de laș. Și de vorba de lașitatea aceea când
Și exact cum de a sărit acum la spiritual, pentru că e vorba de acel moment când nu mai gândești rațional și pierzi controlul. Și această frică te cuprinde complet și, de fapt, cred că Cornilescu o traduce pe alocuri ca înspăimântare, ceea ce e altceva decât anxietate, ci este o teamă care te paralizează. Și nu mai poți să iei decizii raționale și te controlează ea pe tine. Și Domnul Iisus folosește acest cuvânt în limba greacă. Am zis că în Biblie este acolo când el îi întreabă pe furtuna, când e furtuna asta pe mare și îi întreabă de ce sunteți înspăimântați, adică de ce sunteți copleșiți de frică. El nu folosește cuvântul care este tipic anxietate, ci folosește cuvântul ăsta de copleșire de frică, adică când ai pierdut controlul. Și apoi mai e în Noul Testament, tot așa, în Matei 14, tot context de furtună pe mare, dar Domnul Iisus merge pe apă spre ei și spre ucenici. Acolo e alt cuvânt care e folosit, e phobos. Am înțeles că e un cuvânt care înseamnă că e o frică care te pune pe fugă. Adică e o frică care e aproape asemănătoare cu atacul de panică când îți Păi, vine, pur și simplu să fugi. fobia de acolo vine, cuvântul fobia. Da, exact. De la acest cuvânt, doar că, uite, deos, acela cuvânt din greacă, a luat altă, adică e înrudit și cu cuvântul credință. Și din cauza asta zicea acest psihiatru creștin că apar confuziile, pentru că are altă origine, dar cuvintele au diferite origini și așa, și de obicei radicali care se... n-am studiat teologia, mai bine nu mă fac, dar asta cred că un pastor știe mai bine să explice toate aceste detalii, dar pentru mine ce au însemnat în viața practică aceste cuvinte și că se diferențiază. Ideea e că mesajul biblic e să trăim. Deci Biblia nu spune nu trăiți fără frică, ci trăiți mai puțină frică și frica să nu vă controleze. Eu asta am luat ca mesaj și asta am dus ca mesaj mai departe clienților care mai ales sunt credincioși și își doresc să știe și partea asta despre anxietate și credință și ce înseamnă dacă sunt mai puțin credincioși, dacă au o problemă în relația cu Dumnezeu și își pun foarte multe întrebări și frământări. Dar chiar multora le-am explicat că Domnul Iisus a trăit emoții intense. El a trăit anxietate. Anxietatea este o emoție intensă care la el s-a manifestat prin transpirație cu sânge. Asta a fost o stare de anxietate, pentru că știa că vine moartea. Deci este o anxietate în fața morții, care și nu numai, nu era o moarte, deci era o moarte așteptată, dar urma să fie o moarte extrem de dureroasă cu tortură. Deci, Domnul Iisus a trecut prin stările astea și a avut senzații în corp pe care mulți le descriu în multe stări de anxietate și stres. Și nu mai zic că sunt multe exemple de emoții intense pe care Domnul Iisus le-a avut, de durere, abandon, frustrare, furie. Deci, Domnul Iisus a avut emoții. Problema nu a fost problema și, în general, oamenii trebuie să înțeleagă asta, că problema nu sunt emoțiile, ci cât de mult te controlează ele pe tine. Adică partea de cine este stăpân. Asta Foarte e. frumos. Foarte frumos. Ioana, uite că partea aceasta spirituală este inclusiv aici și afectează foarte mult starea aceasta de sănătate. Deci, boala în corp poate veni dintr-o problemă spirituală și am discutat asta de multe ori cu tine și sunt uimit cât de strânse sunt cele două, să spunem, componente ale ființei umane. Partea, da, spirituală, ceea ce a pus Dumnezeu noi și trupul acesta care este până la urmă corpul pământesc, să zic așa, da, trupul pământesc care e sortit pieirii, cât de sunt legate sunt de ele. Și asta numai prin lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem, Ioana, continuăm despre cauzele despre care vorbeai puțin mai înainte, da, și apoi hai să vedem câteva, după ce le enumer câteva chestii și puțin despre
remedii, ce am putea face, cum să diminuăm, atât cât putem să facem noi și depinde de noi. Pentru că îți dau doar așa un exemplu pe care îl întâlnesc acum și tu îl întâlnești cu siguranță. În România, dacă știi, tocmai s-au anunțat cifrele inflației. Și bănuiesc că și în Austria, acolo unde ești tu, și peste tot vei vedea prețul la benzină, la motorină. Asta generează pentru unii, să știi, o stare foarte... Poate duce... Ce facem? Ce vom mânca mâine? Nu e o întrebare în glumă, este o întrebare pe care unii chiar își pun ce facem, rămânem fără servici. Starea războiului, pentru mine, un exemplu este ce se va întâmpla cu Rusia și cu Ucraina, pentru că pe mine mă afectează. E o chestie care o duc așa acum, dar nu știu pe termen lung. Deci sunt niște stări, așa că hai să vedem. Deci cât de tare am fi noi, stimați prieteni, și asta încerc să facem împreună cu Ioana, trebuie să recunoaștem că trecem din asemenea stări și trebuie să existe o cale. Da, tu ai enumerat doar astea recente, dar înainte, sper că n-am uitat, toți am trecut printr-o pandemie. Deci absolut, aia nu mai zicem. Da, este interesant, apropo de pandemie, ultimile statistici care le-am auzit la un congres acum câteva săptămâni, au făcut acum, practic, au încheiat un studiu mare și au zis că la primul val au crescut de 3 ori mai mult decât până acum tulburările de anxietate. Deci, comparativ cu 2019, în 2020, după primul val, erau de 3 ori mai mult. Era anxietatea asta care chiar era patologică. Și a apărut nu numai din frica de îmbolnăvire, ci și din izolare. Și cel mai frecvent au fost cei mai afectați au fost femeile tinere, între 19 și 39 de ani. Asta a fost cea mai afectată populație. Factori de risc au fost consumul excesiv de media, pentru că asta, dacă stai să uiți toată ziua la știri, este inevitabil să nu îți generezi anxietate, pentru că sunt și făcute de acea natură încât vocea lor, cum prezintă, muzica din fundal, acele scene puse una lângă alta, și acum cu războiul la fel prezintă, că și pe mine mă apucă când vezi numai imagini cu victime și cu așa, e normal că după 5 minute, dacă vezi numai organe și împrăștiate și copii morți și așa, că te apucă niște stări care nu mai sunt foarte nasoale, așa, deci nu mai poți să ieși din ele dacă te uiți în continuu. Și asta este o problemă foarte mare, consumul este excesiv de media. Apoi, în timpul COVID-ului, au fost cel mai la risc persoanele ca și noi din domeniul sănătății, pentru că la început nu am avut niciun material de protecție, ne-am trezit că trebuie să facem față și țin minte, a fost o foarte, foarte mare disperare la noi în spital. Știu că s-au izolat și s-au închis în birou majoritatea colegilor mei și doar eu am mai ieșit și cu o singură colegă și ne duceam la COVID la început. Deci am fost printre primii și după aia de asta și m-au pus să lucrez pe secție COVID, pentru că au văzut că mie nu mi-era teamă, că ce ei credeau asta. Practic, da, nu mi-era teamă. În domeniul ăsta și în problema COVID-ului nu am avut chestia asta, mai ales că am și făcut boala și... Chiar dacă mi-a fost rău și am trăit prin ea, nu e sensibilitatea mea, dar pentru unii este punctul sănătate, sensibilitate. Și reacționează pentru că aveau boli cronice sau erau la risc pentru o formă severă, atunci au reacționat cu foarte mare anxietate. Și îți spun, deci sincer, 100% că așa au fost colegii mei, s-au închis în birou marea majoritate. Și cei care nu s-au închis m-au întrebat dacă eu consum alcool sau fumez cannabis seara ca să mă liniștesc. Că eu m-am întrebat, că pentru ei astea două opțiuni erau. Și m-am zis, tu care din astea două le faci? Și am început să râd și le-am explicat, uite, niciuna. Și le-am povestit în perioada aia, citeam Richard von Braun și le-am povestit un pic, atunci a fost o ocazie faină. Și plus cartea care a fost foarte faină lui John Lennox, dat mai departe ca și cadou, Unde este Dumnezeu într-o lume a coronavirusului. Aia chiar am dat-o și la un pacient. Și... asta a fost o oportunitate de a vorbi despre anxietate și de a vedea că este ceva, totuși, până în un anumit punct normal, pentru că era normal să-ți dorești să te protejezi și să nu vrei să faci boală, mai ales când la început nu știai
ce e, cu ce se mănâncă și în ce direcție o să o ia această boală, adică dacă face o formă severă sau nu. Și, na, e bună, asta zic, e bună frica, te mai și protejează. Este, mi se pare, iresponsabil să spui, eu mă bag acolo, trag aer în piept adânc și fie ce-o fi. E normal să dorești să ai o mască, să ai un echipament de protecție. Și pentru perioada aia a fost foarte greu și rămâne, adică factorul de risc care a rămas atunci, a rămâne și în ziua de azi cu problemele financiare și locul de muncă nesigur. Asta rămâne o frică care s-a perpetuat și cred că a rămas acum, nu numai din pandemie, ci și după, acum cu războiul și mai departe o să rămână cu inflația. Deci problemele financiare sunt ceva tot iară normal. Este normal să-ți pui întrebarea, o să mai permit să mănânc mâine? Sau o să mai permit să am căldură? Și lucrurile astea, da, o să ne tot preocupe, pentru că vor veni diferite crize. Și acum se pare că sunt cam lanț. Da, eu nu analizez eu politica sau așa, dar cred că vremurile din urmă și tot ceea ce înseamnă problemele cu care o să ne confruntăm în vremurile din urmă vor fi de natură psihică și luptele se vor da foarte mult, vor fi bătălii în mintea noastră, vor fi bătălii la nivelul emoțiilor și de a gestiona cât mai bine emoțiile, senzațiile pe care le trăim și a nu le lăsa să ne controleze ele pe noi, pentru că asta va fi o luptă. Vom vedea, adică, cine supraviețuiește, din păcate, psihic la totul, pentru că fără mâncare mai poți să mai tai din porție, dar psihic va fi întrebarea dacă o să reziste foarte mult la ce va veni. Și e foarte important de știut că în tulburările astea de anxietate, înainte de primul atac de panică, deci primul atac de panică când are loc, majoritatea nu îl asociază cu, de fapt, cu cauza, care are loc undeva la 6 luni până la 12 luni înainte. Ceea ce înseamnă că este un cumul, se aglomerează mai mulți factori stresanți care duc în final, la jumătate de an sau un an mai târziu, la așa ceva. Deci, probleme în relații, stres la muncă, divorț, moartea cuiva drag, traume trăite și în copilărie cu abuz și neglijență, deci nu trebuie să fie neapărat traume recente și astea sunt factori care duc, cumva poate să te aducă în punctul în care ai trecut pur și simplu pragul pe care corpul tău și psihicul tău mai tolerează de durere și de amintiri, mai ales când vin amintiri din trecut. Un consum de alcool în familia de origine, deja că din familia din care provii s-a consumat alcool, ai factori de risc, e chestie genetică și o predispoziție pentru o tulburare anxioasă. Dacă ai o bolă gravă cronică, deci sunt boli în corp, cum ar fi aritmiile cardiace, infarct miocardic, astmă bronșic, embolia pulmonară, pneumotoraxul, deci chiar am văzut debutând cu atacuri de panică o embolie pulmonară sau un pneumotorax. Și mi-am dat seama că, deci a fost foarte interesant că noi primul lucru facem excluderea unei cauze organice. Mai întâi ne uităm la corpul omului să excludem orice boală și apoi mergem mai departe. Chiar că suntem psihiatri, primul lucru și am făcut la mulți, peste 50-60 de ani, facem de obicei o radiografie de torace. Și deși veniseră cu atac de panică, i-am făcut radiografie de torace și am descoperit că aveau un pneumotorax. Da, ceea ce a însemnat un tratament pe o secție nepsihiatrică, pentru că noi nu tratăm pneumotoraxul. Dar a fost interesant că a debutat prin ceva cum ar veni, adică cu ceea ce ar fi diagnosticat ca și psihiatric, dar nu era psihiatric, ci era o boală organică. Sau hipotiroidism, hipoglicemiile. Deci dacă n-ai mâncat câteva ore și ai ajuns chiar în hipoglicemie, se poate să înceapă cu atacuri de panică. Epilepsiile, lupusul, sunt anumite medicamente pe care le primești și au ca reacție adversă anxietate, cum e cortizonul. Sau consumul de cofeină. Chiar nu este denumit aici
accesibile cu ofeine, pentru unii ajunge o mică ceașcă să le declanșeze un atac de panică. Și mai ales dacă știi că ai așa o predispoziție, e bine să eviți cofeina sau, nu mai zic, că nici vorbă, băuturile energizante ale dulce. Cu taurină. Da. Red Bull-ul, care aici în Austria e așa de iubit, și ne mirăm. Ne mirăm de ce sunt atâtea cazuri. Păi, na. Și consumul de droguri, la fel, cannabisul, nu numai cele halucinogene și LSD-ul, dar cannabisul, chiar acum a fost un studiu tot așa publicat în ultima, la ultimul congres de psihiatrie, au povestit că cei care au consumat cannabis la vârsta între 14 și 19 ani, deci a fost o prostie de copilărie, da? Să zicem că ai făcut-o doar de câteva ori, atunci, în adolescență, ăsta distruge cortexul ăsta prefrontal, ăsta care am zis în spatele frunții, care ia decizie, și ăsta, și prin faptul că se distruge zona asta de raționament și decizii, ai un risc foarte crescut de tulburări anxioase. Și 8% din cei care au primele atacuri de panică au consumat în adolescența lor cannabis. Deci asta e una din cauze. Poate să apară atacuri de panică și sau tulburări anxioase și la o demență, adică când încă nu s-a diagnosticat o demență, să debuteze printr-un atac de panică sau o tulburare anxioasă. Ca și depresia, la fel, tot pe bază. Ioana, iată-ne că timpul trece, ca de obicei, dușmanul nostru cel mai de gază. Și asta e o anxietate. Când văd că trebuie să duce cronometru, eu mă uit la cronometru, îmi creează o stare de neliniște, pentru că știu că avem multe, mai avem de spus. Ioana, așa spre final, dacă poți o concluzie, un sfat, o încheiere, astfel încât, așa, un best practice pentru noi, cei de rând, care trecem prin asemenea stări, ce putem face astfel să ne fie bine, să evităm stările acestea și să nu dăm în alte chestii mult mai grele. O să fac atunci așa o concluzie care să includă terapie și prevenție. Te rog. Ca să le facem, să nu le uităm. Deci, atât în terapie cât și în prevenție, foarte important sportul, reducerea stresului, să citești cărți despre tulburări anxioase dacă simți că te confrunți cu așa ceva, pentru a ști să gestionezi cât mai bine aceste situații. Exerciții de relaxare musculară, e foarte bun Jacobson, el are niște exerciții gratis, se pot găsi și în limba română pe YouTube. Important este să nu fii o persoană care să aibă foarte multe tendințe, să aibă această premiză de a vedea lucrurile pesimist. Acum nu vreau să zic inversul, că hai să fim optimiști, ci ideea e să nu fii pesimist. Asta cu optimismul rămâne cu semnul întrebării, că chiar ajută, dar oricum rău face să fii pesimist, să pui tot timpul numai rău înainte. Și ce mai important partea de prevenție, alimentația sănătoasă, asta am zis-o și cred că pot să o repet la orice tulburare psihică sau la orice stare, cel mai bine este să mergi pe prevenție și să ai un stil de viață în care oboseala să fie redusă, să nu aștepți până oboseala devine cronică. Evitarea infecțiilor, pentru că și astea predispun la anxietate, și să ai cât mai mult timp de relaxare și de a te regrupa în situațiile astea de stres care urmează să vină și care vin mai departe. Să ai un timp de meditare asupra lucrurilor care s-au întâmplat în timpul zilei, dar să nu lași să te copleșească acele grijuri încât să nu le mai faci față, să meditezi. Cred că vorbim odată și despre efectul rugăciunii și cât de important este. Da. Dar spiritual, așa mai pot să zic că sunt doi psalmi care vorbesc foarte frumos despre anxietate, așa, adică
abordează, pentru că David a trăit niște stări și el de anxietate. Când ai dușmanii după tine pe grămadă, este și normal să treci prin așa ceva. Și psalmii sunt o încurajare, mai ales psalmul 42 și 13 sunt pentru anxietate, ceva ce noi recomandăm foarte des. Și da, cred că cu asta pot să închei. Că sunt foarte multe de spus, dar cred că e important să găsim echilibru și să găsim fiecare pentru noi ce ne face bine. Că așa sunt sfaturi la grămadă, dar pentru fiecare s-ar putea să aplice altceva. Slavă Domnului. Ioana, mulțumesc mult pentru pregătirea ta, pentru contribuția ta, pentru dorința de a ne împărtăși și de a ne ajuta și pe noi cu înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm și te recunoaștem că ne confruntăm cu ele. Faci o lucrare extraordinară, primesc feedback foarte bun. Unele ajung și mesaje ajung și la tine, altele rămân la noi. Aici vreau să spun că contribuția ta este foarte apreciată, îți mulțumesc mult și asta e cel mai important, să fie. Continuăm seria aceasta, ne gândim pentru data viitoare pe la un alt subiect, dar vreau să spun că ne rugăm și noi aici ca Dumnezeu să te țină în continuare o mărturie acolo unde ești, chiar dacă tu ești acum acasă în concediu prenatal. Cu siguranță interacționezi cu colegi, cu prieteni, uh-huh, și ești de folos. Dumnezeu să te țină în putere, să-ți dea binecuvântarea și în continuare să faci lucrarea Lui, pentru că și consilierii, și psihoterapeuții, și psihiatrii, și ceilalți medici care interacționează, dacă știu să balanceze foarte bine lucrurile și să-l facă conștient pe om ceea ce faci, de legătura aceasta pe care tu o prezinți de fiecare dată cu foarte mare dibăcie dintre partea aceasta dumnezească din om și trupul acesta de carne, atunci noi vom ști și fiecare dintre noi ne vom ști să ne relaționăm, să ne tratăm, să avem grijă de noi și să ne îngrijim și de partea spirituală în primul rând și de corpul acesta. Îți mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult și Doamne, ajută să fie o încurajare această emisiune. Cu siguranță va fi. Mulțumesc mult, stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumesc în seara aceasta pentru prezența în mijlocul nostru. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!